Am să vă vorbesc astăzi despre puterea întrebărilor și o să-l amintesc aici pe Tony Robbins. El spune că diferența dintre oameni este tocmai diferența dintre întrebările pe care și le adresează permanent. De exemplu, unii oameni sunt mereu deprimați. De ce? Își conduc viața prin mișcări limitative și se concentrează asupra lucrurilor care îi fac să se simtă supraîncărcați și copleșiți. Stilul lor de a se concentra și de a evolua limitează foarte tare experiența lor emoțională, care ar fi calea cea mai rapidă pentru a schimba acest tipar de concentrare, pur și simplu punând o nouă întrebare. Când oamenii sunt deprimați, cel mai adesea este pentru că își pun în mod constant întrebări care le iau toată vlaga. Întrebări de genul, da, la ce bun, dar de ce să mai încerc, de ce mi se întâmplă tocmai mie, de ce sunt atât de sărat, de ce sunt atât de bolnav, de ce se comportă nu știu care, nu știu cum cu mine. Ar fi bine să ne amintim de acel cere și ți se va da. Dacă o să ne punem o întrebare îngrozitoare, cu siguranță că vom primi și un răspuns îngrozitor. Practic, mintea noastră este dispusă să ne stea la dispoziție și să ne servească în funcție de întrebarea pe care o punem și pentru care mintea, evident, are și un răspuns. Dacă ne întrebăm de ce nu reușesc niciodată, mintea ne va răspunde chiar dacă va fi nevoită să inventeze ceva. Poate va veni cu un răspuns de genul pentru că ești prost sau proastă sau pentru că oricum nu meriți să o duci mai bine sau să te simți mai bine. Deci, întrebările determină tot ceea ce facem în viață, de la capacitatea de a avea relații sentimentale până la capacitatea de a avea un venit. Gândiți-vă la întrebările pe care vi le puneți de obicei. Dacă doriți să vă simțiți mai bine, dacă doriți să o duceți mai bine, schimbați întrebarea. De gen, de ce plan aș avea nevoie pentru a-mi atinge cele mai înalte scopuri? Evident, determinați înainte care sunt scopurile. Pot să fie o nevoie de a vă îmbunătăți calitatea vieții, de a fi mai sănătoși, de a slăbi, de a vă avea mai mulți bani. Întrebările pe care voi vi le puneți vă determină centrul atenției, cum gândiți, cum simțiți și ceea ce faceți. Deci dacă dorim să evoluăm din punct de vedere emoțional sau financiar sau al sănătății sau al aspectului fizic, trebuie să ne fixăm standarde ușor mai înalte și să încercăm să schimbăm convingerile în privința ceea ce ni se pare posibil și să dezvoltăm o strategie mult mai bună. La revedere!